protest al silvicultorilor în Piața Victoriei. Peste 1000 de membri ai Federației Sindicatelor din Silvicultură Silva și reprezentanți ai unor asociații profesionale și patronale din domeniu s-au adunat în fața sediului guvernului pentru a denunța ceea ce ei consideră a fi o tentativă de privatizare a pădurilor României. Este vorba de un proiect de lege aprobat luna trecută de guvern, care prevede reorganizarea regiilor autonome, inclusiv Rom-Silva. Conform actului normativ, toate activitățile comerciale ale regiilor autonome vor trebui organizate în societăți pe acțiuni sau societăți cu răspundere limitată. Sindicaliștii se tem că astfel cele peste 3 milioane de hectare de păduri aflate în proprietatea statului riscă să fie înstrăinate. Pădurile sunt bun de interes național, iar orice acțiune care lezează interesele economice ale României reprezintă amenințări la adresa securității naționale. Ne-am adunat ca să ne apărăm interesele și pădurea pe care noi o gospodărim, spun eu, destul de responsabil, foarte responsabil. Am venit de la Direcția Silvică Bihor și am venit pentru a opri înstrăinarea Rom-Silvei, pentru protejarea pădurilor statului și pentru păstrarea locurilor de muncă a silvicultorilor. Protestatarii cer guvernului ca pădurile să fie scutite de noul tip de management prevăzut în proiectul de lege, care a fost transmis în procedură de urgență spre adoptare Senatului României. Controversatul proiect, care vizează modificarea și completarea Ordonanței de Urgență 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, este inclus în Planul Național de Redresare și Reziliență. Regia Națională a Pădurilor Rom-Silva administrează o suprafață de 3,1 milioane de hectare de păduri pe care statul român încă le mai are în proprietate, la care se adaugă 1,1 milioane de hectare de păduri ce aparțin altor categorii de proprietari, pentru care Rom-Silva asigură administrarea și serviciile silvice pe bază de contract.